doar din albușuri. Este pufos, este pufos și bun. Vom avea nevoie de 4 albușuri care ne-au rămas de la gălbenușuri. Vom avea nevoie de 90 de ulei. Pentru un blat mai mare sau un chec mai mare, dublați cantitățile, depinde câte albușuri. Noi asta să facem din 4, deci 4 albușuri, 90 de ulei. Vom pune 125 de zahăr, 200 de făină, 8 grame de praf de copt, un praf de sare și esență de vanilie sau de rom. Și o să dăm drumul la cuptor. La 180 de grade și vom începe să batem albușurile. Dăm deoparte. Vom bate mai întâi albușurile cu zahărul și cu un praf de sare. Și vom pune albușurile și începem să le batem. Până în mixer. Așa. Vom adăuga și praful de sare. Așa. Vedeți? Puțin. Și dăm deoparte. Și apoi vom adăuga și zahărul. Mai întâi batem bine albușurile. Și acum începem să adăugăm zahărul. Zahărul trebuie să fie foarte, foarte, foarte bine topit. Noi îl adăugăm, apoi facem, o să adăugăm făina în alt vas cu celelalte ingrediente. Și când zahărul s-a topit în albuș, o să încercăm cu degețelul. Atunci le unim și băgăm la cuptor. Și o să adăugăm și zahărul acum. Așa, vedeți? Îl batem bine până obținem o bezea care să stea așa în telul drept. Și mai batem. Zahărul trebuie să fie topit. Mai batem puțin și după aceea facem celelalte ingrediente, le unim. Așa, vedeți? Dau deoparte că zahărul încă nu este topit. Se simte. Cum am mai spus, încercați cu degețelul. Și se simte zahărul, atunci îl lăsăm și îl batem imediat. Am să dau puțin deoparte aici în față. Așa. Și acum într-un vas, mi l-am pus aici, voi adăuga făina, deci 200 de făină, cu praful de copt, amestecăm așa puțin o să adăugăm și uleiul deci 90 de ulei esența de rom sau de vanilie și să punem și coajă de lămâie așa amestecăm aici uleiul cu făină, cu praful de copt. Și dăm deoparte aici și ne ocupăm de bezeaua noastră. Și amestecăm, vedeți cum este? Și mai batem până se topește. Vedeți? Controlăm să vedem dacă este... Încă nu s-a topit și mai amestecăm. Zahărul trebuie să fie topit bine, bine, bine. Ia uitați bezeaua noastră. Și mai amestecăm.
să vedem acum. Încercăm. Cred că merge. Ia să dau jos. Așa. Și acum vom uni bezeaua noastră la făină, ulei și arome și praf de copt. Așa. Și vom lua de aici, uitați cum arată, vedeți? Bezeaua. Așa. Și începem să amestecăm așa încet. Așa, să mai dau puțină bezea. Vedeți? Bezeaua cum arată. Zahărul trebuie să fie topit, topit, topit. Și amestecăm bine. Vedeți? Așa. Și incorporăm bine albușul nostru. Și mai luăm din bezea și punem aici. Și încet, încet incorporăm. Uitați, încet, încet. Trebuie răbdare, răbdare și răbdare la prăjituri. Așa. Și gustați mereu să vedeți dacă sunt aromate, dacă ați pus de ajunsă esență. Prăjitura trebuie să fie bună, gustoasă, aromată. Așa. Mai punem puțină bezea. Nu o incorporăm pe toată. Vedeți? Așa. Și încet, încet am deschis și cuptorul să fie cald. Așa. Vedeți? S-a făcut ca un norișor. Uitați. Așa. Încercăm să amestecăm bine toată făina cu bezeaua. Așa, mai adăugăm puțin. Și amestecăm încet, încet. Cu mișcări largi, vedeți cum fac. Așa. Vedeți cum arată. Așa. Și acum să adăugăm și ultima bezea care ne-a mai rămas. Dăm deoparte. Amestecăm așa bine. Să incorporăm bine bezeaua. Așa, ia uitați cum arată. Și acum vom pune în forma noastră. Eu am tapetat-o cu puțin ulei și cu făină. Este de 22 de diametru și este înaltă, vedeți, nu este prea înaltă. O să facem așa un blat. Așa, și punem totul așa aici.
Așa. Am să o bat puțin. Așa. Ia uitați cum arată. Și acum o dăm la cuptor. 180 de grade, circa 20 de minute. Încercăm cu o scobitoare. Ia uitați, îl vedeți? Platul. Așa arată. Eu am să încerc să-l tai, ca să vedeți în interior cum este. Ia uitați blatul, cum arată. Este fierbinte. Așa. Acesta este blatul nostru. Eu l-am tăiat așa fierbinte ca să vedeți cum arată. Și o să-l și umplem. Mâine o să-l și umplem. Să facem o prăjitură. Acesta este blatul nostru. Este pufos, 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 să știți. Și să faceți blat din albușuri. Să faceți acest blat, să vedeți cât este de bun. Îl puteți face și cu cacao sau îl puteți face în formă de chec. Să vedeți ce chec bun și delicios. La revedere! Multă sănătate! Pupici!